Mănăstirea Prislop din Hunedoara sărbătorește doi călugări trecuți de Biserica Ortodoxă Română în rândul Sfinților. Arsenie Boca și Ioan de la Prislop au o poveste de viață ieșită din comun. Vechi de peste șase secole, lăcașul de cult a devenit în ultimii ani un loc popular de pelerinaj. Fost stareț al mănăstirii Prislop, Arsenie Boca, un călugăr prigonit în anii 50 de regimul comunist, a devenit tot mai cunoscut românilor după moartea sa. Recent, părintele a fost trecut oficial în rândul sfinților, printr-o decizie a Bisericii Ortodoxe Române, și va fi prăznuit ca Sfântul Arsenie de la Prislo pe 28 noiembrie la data morții sale. Arsenie Boca este al doilea călugăr de la mănăstirea Hunedoara trecut în rândul sfinților. Deși mai puțin cunoscut românilor, Sfântul Ioan de la Prislop, un călugăr medieval canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1993. Are o poveste de viață la fel de interesantă ca a Sfântului Arsenie. Chilia pe care călugărul Ioan și-a săpat într-o stâncă aproape de Biserica Medievală și la aproximativ 100 de metri de locul de veci al lui Arsenie Boca era cunoscută în trecut drept Casa Sfântului. Aici ar fi locuit vreme de mai mulți ani Pusnicul la sfârșitul secolului al XV-lea. Unele mărturisiri arată că însuși Mihai Viteazul l-ar fi vizitat la Chilie în călătoriile sale prin Transilvania. Privit alte legende, Ioan era un tânăr din sadul Silvaș, învecinat mănăstirii, care venise împreună cu fata de care se îndrăgostise, iar cei doi s-au refugiat în vechea chilia călugărilor de la Prislop. Domnița Zanfira, fica domnitorului Muntean Moise Vodă, a fost protectoarea din trecut a mănăstirii. În secolul al XVI-lea, ea a sprijinit refacerea bisericii. Fiind Zanfira bolnavă, i s-a arătat în vis o solie dumnezeiască și i-a zis că dacă va bea din izvorul Prislopului, se va însănătoși. A aflat izvorul, a el și s-a însănătoșit. În semn de mulțumire a cumpărat acel loc și a zidit mănăstirea. A relatat preotul Iacob Gian în anul 1910. La 35 de ani de la moartea sa, părintele Arsenie Boca este considerat unul dintre marile personalități ale ortodoxiei românești. A fost părintele, iermonah, teolog și pictor de biserici, stares la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și apoi la mănăstirea Prislop, începând cu anul 1959, când a fost alungat de la mănăstirea Prislop și până la moartea sa în anul 1000 1989, n-a mai fost lăsat să îmbrace straiele monahale și a fost angajat ca pictor de biserici, relatează click.ro.